cărți care te îmbogățesc. Bună ziua, dragi ascultători, prieteni ai lecturii! Bine ați venit la emisiunea Cărți care te îmbogățesc, emisiune găzduită pentru dumneavoastră de Radio Vocea Evangheliei. Sunt Caraman Maximilian și pentru astăzi am pregătit o carte aparținând autorului N.T. Wright. Titlul cărții este Răul și dreptatea lui Dumnezeu. N.T. Wright este unul dintre cei mai proeminenți și influenți teologi contemporani. Și-a făcut studiile la Oxford, devenind preot anglican și profesor de Noul Testament și creștinism timpuriu la universități precum Cambridge, McGill și Oxford. Timp de 7 ani a ocupat cel de-al 4-lea scaun al Bisericii Angliei, ca episcop de Durham. A scris zeci de cărți, în ultimele 4 decenii constituind o operă teologică și pastorală de referință. Continuă să publice articole în presa de specialitate și este adesea invitat în emisiuni televizate ca susținător al credinței creștine. Revenind la cartea în sine, vă pot spune că lucrarea de față abordează una dintre marile probleme ale existenței umane. Este o trecere în revistă bine documentată și plină de vitalitate a acestui subiect, așa cum apare el în scriptură și în gândirea creștină. Argumentele centrale ale cărții sunt că problema răului trebuie confruntată în cadrul creației, nu despărțită de ea, că ființele umane au un rol de jucat în această dramă și că un astfel de rol este în armonie cu ceea ce înseamnă a fi cu adevărat și pe deplin uman. Suferința nu trebuie să rămână o enigmă eternă. Ea este un stâlp al structurii realității și al scopului lui Dumnezeu. Vești despre acte de cruzime, decese și terorism ajung la urechile noastre în fiecare zi. Expresia axa răului are o rezonanță adâncă în lumea noastră și răul pare să se infiltreze în toate aspectele vieții. Suntem siliți să ne punem întrebări fundamentale despre Dumnezeu și natura răului care cer o decizie teologică matură, profundă și niciodată superficială. N.T. Wright explorează aceste întrebări pivotale într-o perspectivă proaspătă și antrenantă, combinând virtuțile unei erudiții cu mare grijă pentru detalii într-un stil accesibil. El nu evită subiectele dificile, nici nu fuge de cele incomode, ci oferă în schimb o perspectivă nouă și adesea surprinzătoare în căutarea sa după un răspuns viabil la problema răului. După cum observați încă din titlu, se face simțită simetria unui pedagog. Același demers îl observăm cu ușurință citind cuprinsul cărții. Deloc voluminoasă, cartea este concepută pe 5 capitole înșiruite în mod logic. Pornește de la delimitarea conceptuală a răului și finalizează cu soluția găsită. Și ne izbăvește de cel rău, cum să mă iert pe mine și cum să iert pe alții. În centrul demersului, nu la întâmplare, stă capitolul Răul și Dumnezeul răstignit. Delimitarea răului este foarte minuțioasă. Evidența existenței răului este acceptată unanim. Interesează originea lui, natura și soluțiile identificate pentru contracararea lui. Legat de sursa răului în univers, autorul demonstrează legătura indisolubilă cu momentul creației, fără însă a rezolva misterul justificării răului. N.T. Wright conchide că accesul la profunzimea acestui mister nu este permis minții umane. Fațetele răului sunt șlefuite potrivit cu diferitele religii sau funcție de principalele curente filosofice. Pentru că veni vorba, lectura cărții nu este una facilă, dar vă pot asigura că merită efortul făcut. Revenind la conținutul cărții, răul față în față cu gândirea seculară, în speță cu postmodernismul. Iată ce spune N.T. Wright. Analiza răului oferită de postmodernism exclude ideea de răscumpărare. Nu există nicio cale de ieșire, nicio șansă a pocăinței și a restaurării, nicio cale de întoarcere din nisipurile mișcătoare ale deconstrucției spre tărâmul solid al adevărului. Postmodernismul poate avea dreptate când spune că răul este real, puternic și important, însă nu ne oferă nicio soluție în ce-l privește. De aceea este de o importanță vitală să căutăm în altă parte și să lărgim categoriile acestei probleme, lăsând în urmă enigmele frivole ale modernismului, pe de o parte, și analiza nihilistă și deconstructivă a postmodernismului, pe de altă parte. Răutatea există și noi trebuie să facem distinție între versiunile ei ușoare și la scară mică și versiunile ei mari și teribile. Nu trebuie să facem greșeala stupidă de a presupune că un biet hoț care a furat o singură dată și Hitler sunt exact la fel sau că cineva care copiază la un examen și Bin Laden
se află la același nivel al răutății. Însă, nici nu trebuie să presupunem că problema răului poate fi abordată sau rezolvată dacă o trivializăm în celălalt mod, etichetându-i pe unii drept buni și pe alții răi. Aceste trei elemente, o disponibilitate de a admite că poate nu am înțeles bine democrația și că ea poate nu e un panaceu pentru toate bolile, o recunoaștere a unei dimensiuni adânci a răului, a unui element suprapersonal din el și acceptarea faptului că linia de demarcație între bine și rău trece prin noi toți, sunt necesare. Cred eu, dacă vrem să avem vreun succes în a înțelege problema răului, fie la un nivel metafizic, teologic, politic sau personal. Am încheiat citatul. În demersul de concentrare pe răstignire ca soluție la problema răului, autorul face un popas cu tihnă în dreptul poporului Israel. În încercarea lui Dumnezeu de a restaura modelul imaginat la creație, se ridică Avram, a cărui sămânță, poporul Israel, avea mandatul proiectării chipului imaculat, desăvârșit al lui Dumnezeu în creație. Idealizarea poporului Israel este înlăturată de autor, pentru că acesta lansează o ipoteză pe care o demonstrează apoi pe larg, și anume, Israel este partea promisiunii și, în același timp, partea problemei. Reconfigurarea se impune, de vreme ce Israel ajunge un indicator rupt al scopului lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu la problema răului, întemeierea monarhiei davidice prin care Israelul va fi în cele din urmă lumina neamurilor și cea care va implementa dreptatea în lume, vine deja din start cu un iz al nedumeririi și al eșecului. Trezește sentimentul că planul nu funcționează așa cum ar trebui, că singurul lucru pe care îl poți face este să ții promisiunile extraordinare într-o mână și realitatea încălcită în cealaltă și să lauzi pe Iahve indiferent de situație. Dacă vrei să înțelegi dreptatea lui Dumnezeu într-o lume nedreaptă, spune profetul Isaia, aceasta este direcția în care trebuie să privești. Dreptatea lui Dumnezeu nu este pur și simplu o împărțire oarbă a unor răsplăți pentru cei virtuoși și a unor pedepse pentru cei răi, deși pot fi găsite din plin în asemenea lucruri. Dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate mântuitoare, vindecătoare și restauratoare, fiindcă Dumnezeul căruia îi aparține dreptatea este Dumnezeu Creatorul, care încă nu și-a desăvârșit planul inițial pentru creația sa și a cărui dreptate nu are doar rolul de a restabili echilibrul într-o lume dezaxată, ci și acela de a aduce creația la o desăvârșire și o rodire glorioase, umplând-o de viață și posibilități, așa cum a creat-o el de la început. Și el rămâne implacabil în hotărârea sa de a finaliza acest proiect prin creaturile sale din rasa umană care îi poartă chipul, și mai exact, prin descendenții lui Avram. Acest proiect are în vedere mai mult repunerea creației existente în ordine decât desființarea ei pentru a face altceva în locul ei. Din acest motiv, Dumnezeu decide să lucreze prin ființele umane în starea în care se află ele, chiar dacă inimile lor se gândesc numai la rău. Și prin Israel, chiar dacă de la Avram încoace acest popor face tot atâtea greșeli câte acte de ascultare. Atât în narațiunea luată în ansamblu, cât și în multe scene mai mici din ea, observăm un tipar al acțiunii divine de a judeca, a pedepsi și a limita răul, fără a elimina responsabilitatea și acțiunea ființelor umane. De asemenea, această acțiune implică atât promisiunea, cât și generarea unor noi momente de har, a căror evenimente care să pună bazele unei noi creații, indiferent când de impregnate cu ambiguitate ar fi și ele la rândul lor. Acest lucru nu este, cred eu, identic cu apărarea liberului arbitru, care este atât de iubită de unii care încearcă să-l explice sau să-l justifice pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat voință liberă, așa că totul e din vina noastră. El este mai mult un angajament de a acționa din partea lui Dumnezeu, cuplat cu o afirmare a bunătății intrinsece a creației. Dumnezeu nu poate să desființeze această creație bună, chiar dacă ea a luat o raznă. De aceea, el va acționa din interiorul lumii pe care a creat-o, afirmând această lume în alteritatea ei creată, chiar în timpul procesului de a pune în ordine. În acest al patrulea capitol, în acest punct găsim, cel puțin sub formă de tipar și schiță, jaloanele care ne conduc, indiferent cât de oblic și de ambigu, la acea narațiune care ni se prezintă ca punct culminant al Vechiului Testament. Momentul în care păcătoșenia omenirii l-a făcut pe Dumnezeu să se mâhnească în inima lui, momentul în care robul a fost disprețuit și respins, momentul în care Iov l-a întrebat pe Dumnezeu de ce trebuie să se întâmple astfel, toate aceste momente sunt adunate la oaltă atunci când fiul omului a îngenunchiat, singur și plin de teamă, înainte de a se duce să înfrunte puterea fiarelor care au ieșit în cele din urmă din mare. Povestea grădinii Ghețimani și a răstignirii lui Iisus din Nazaret se prezintă în Noul Testament ca o încheiere stranie și întunecată a relatării despre ceea ce face Dumnezeu în privința răului, despre ce se întâmplă cu dreptatea lui Dumnezeu când aceasta ia chip de om,
când se murdărește pe picioare cu noroi în grădină și cu sânge pe mâini pe cruce. Multele ambiguități ale acțiunilor lui Dumnezeu în lume se unesc în povestea lui Isus. Acesta este nucleul cărții, răstignirea robului lui Dumnezeu, identificat apoi cu însuși Dumnezeu, în capitolul Răul și Dumnezeul răstignit, despre care tocmai am vorbit. Frumusețea acestui capitol este inegalabilă. Nu doar pentru că Isus și lucrarea sa e tot ce se poate imagina mai frumos, ci și pentru că stilul autorului oferă o delectare tihnită cititorului. Vă îndemn să nu treceți ușor peste acest capitol. Ideile sunt profunde și concentrate. Fiecare frază e piesa din puzzle la care lipsă știrbește portretul. Vă asigur însă că efortul vă va fi răsplătit. Coborând pe culmea dealului de la înălțimea prezentării robului Dumnezeu care se jertfește, în combaterea răului este din nou implicat omul, de data aceasta însuflețit de același gând al Creatorului. Omului îi se dă din nou acces la cunoașterea lui Dumnezeu, cunoaștere la care a primit acces în Eden. Dietrich Bonhoeffer a declarat că păcatul original al omenirii a constat în punerea cunoștinței binelui și răului înaintea cunoașterii lui Dumnezeu. În Hristos, omul poate alege să cunoască din nou doar binele. Vă invit în această călătorie a cunoașterii lui Dumnezeu prin învingerea răului. Vă doresc tuturor o lectură care să vă îmbogățească. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Răul și dreptatea lui Dumnezeu de N.T. Wright este cartea pe care tocmai a prezentat-o domnul Carman Maximilian, profesor de limba și literatura română și director al Liceului Teoretic Creștin Prodeo. Cărți care te îmbogățesc.